ceasul cu cuțitul la picior, când am să mi fac un sac. Nu mai pot. Nu știu ce să mai fac, mi-a fost de nimic, am zis o bată de nimic. Dar să mai certa cu copilul? Nu, doamne, nu, eu nu știu nimic, acum eu îmi las să vorbesc eu cu el și nu îmi las să-mi dea drumul să vorbesc eu cu el, cu bărbatul, nu îmi las să-mi dea drumul. Câți copii am luat? Are 15 ani. Face în decembrie 15 ani. Pe 2 decembrie face 15 ani. Ce-ați făcut? De ce ați înjunghiat băiatul? Nu, doamne, doamne, ferește. Eu am fost acolo, am șarit, trebuie niște ușa de acolo în fața casă. Să o să bacă aici. Așa. De cum să dai un copil meu? Mi-am nebun la cap. Și de acolo, domnul, să poate. Păi și cine l-a înjunghiat? Păi să căci de acolo, de acolo în pom. Păi gata, acum am pus o pasă acolo. N-a dat în el. Dar v-ați certat? Nu, doamne, să poate. Cum să fiam nebun la cap. Păi asta am bucurat ca în gală și am mâncat o coajă de pâine cu sare. Dar n-ați aruncat cu cuțit în el? Nu, doamne, doamne ferește, și l-am pințit la cap. Și cine a aruncat cu cuțit? Nu știu, doamne, n-a dat el. Gata, o să stabilim. Ce de dracu se poate? Cum să dăm eu? Să mergem la mașină în spate, da? Să ne arăt ceva, da? Ați găsit sânge acasă? Da, am văzut pe drum sânge și m-am întors înapoi acasă și când m-am dus, ce să mai zic, atâta să știu. Nu mai știu nimic. Mi-a zis un copil că Blăduțe este la spital. Și eu când am auzit, am venit aici să întreb dacă când este... Spus cine? Că bărbatul mi-a dat cu cuțitul aici la picior. Așa nu știți de ce? Nu știu nimic. Asta știu, ce să vă spui. Dar se certau? Nu s-a certat, dar nu știu ce a fost de la bătaie. Nu știu nimic. Eu ce să mai fac, nu știu nimic. Venea fuga și zipa într-un pițor, venea fuga și într-un pițor. Și am zis că s-a bătut ca copiii între ei, nu ne-am dat seama. Când am fost plin de sânge, atunci ne-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Nu e, o aici. Aici și are, dacă că e adânc. O înțepătură de cuțit, cred, o înțepătură e. Și fata s-a dus, că dacă nu era fata ca să ducă să-l lege, nu părea bine. Dar ce-ați văzut când a venit cuțitul ăsta? Nu, noi la poartă l-am auzit unde, atât, la poartă acolo. Nu putem să știm ce între ei. Să certa ca copii, ca părinți. Părinte, ia măr. Așa, nu, ca să... Dar ei ca copii să mai bătea. Mai să lua cu bățul taicățul, păi la ce să zică. Ca copilul. Și nici nu-i copii, nu-i cu minte, doamne. Nu-i cu minte, vorbește urât. Strică, vorbește. Fură. N-a furat așa să spargă la case. La zic că n-a spargă. A fost, cum să nu știu cum urlați, la ce să vorbesc. Nu știu, ca să-i văd spărgând la noi, să vie peste noi în casă. Nu, la ce să vorbesc, să-l apas. Apas copil. Are, păi nu i-am dat de-astea cum are, i-am dat o reclamație acum de curând, că a intrat peste o femeie și a furat banii din casă. Și numai rele, biciclete și câte și mai câte a furat. Dar cred că și taică s-a săturat de ei. Drept să vă spun, s-a săturat de ei. Nu-i cuminți deloc. Bate copii, bate lumea, intră peste lume în casă. Nu-s cuminți deloc. Am venit pe drum, strigat după ajutor și am acordat primul ajutor pentru că avea hemoragie și am acordat primul ajutor. Rana adâncă? Da, era adâncă. Cred că era adâncă, la cum se vedea, era adâncă și lată. În jur de un centimetru jumate, doi. Dar ce a zis? Ce s-a întâmplat? A spus că s-a certat, a avut o dispută cu tatălui și s-a ajuns aici. S-a început cuțitul după el. Și probabil n-a vrut să ajungă mai bine, stai aici. Și a nimerit cu cuțitul? Da, a nimerit cu cuțitul în picior, în spatele genunchiului. Curgea mult sânge? Da, curse foarte mult sânge. Asta s-a văzut și pe drum că era sânge și aici la noi, la poartă era sânge. Și a chemat? Da, vecinul a sunat după ambulanță și ambulanța a venit cam târziu, după părerea mea. A venit de la misiune, într-adevăr, credem asta, dar asta este.
Din primele cercetări, din audierea părților implicate, a rezultat faptul că în familia respectivă exista un conflict mai vechi între tată și fiu. Astăzi, conflictul a degenerat în acte de violență, în sensul că se pare că tatăl i-a aplicat copilului mai multe lovituri de cuțit în zona piciorului. Minorul a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. În prezent se află în afara oricărui pericol. Dar tatăl nu recunoaște. Se fac cercetări. La momentul acesta există o echipă de cercetare la fața locului pentru a se stabili cu exactitate ceea ce s-a întâmplat și pentru a fi luate măsurile legale.